Gata. Leandro. Zi să spună mama. Romania, gaj gane. Mai contează, mama. Spune-i două vorbe lui Lumina, doar să știm. Să știm unde ai plecat, nu unde ai plecat, că e bine că a ajuns, să nu mai fim îngrijorați, să vreau să știu de ea. Că te mor. Și la urmă și așa nu. Deci facem acest vlog special pentru Lumina, nu facem pentru nimeni altcineva. Da, nu, Lumina, pentru ea, nu, te rugăm frumos, dă-ne un mesaj sau un apel sau ceva și doar vrei? Spune că ești bine și atât. Nu te căutăm, nu vrem să facem nimic, absolut nimic. Doar dă-ne un mesaj sau sună pe cine vrei tu și spune că ești bine. Și atâta vrem. Atâta, să știm. Deci nu facem vlogul, nu facem nimic, că nu avem ce să facem. Deci vrem doar să știm de tine că ai plecat și că ești bine. Atâta tot. Nu te întrebăm ce și unde, nu știu ce. Vrem să mor Lumina. Și așa nu mai vii la mormântarea mea. Numai să știu că e bine. Păi gândește-te și tu, că trebuie să dai un telefon, au trecut 3 zile. Trebuia să sun, bă, vezi că am plecat, gata, sunt ai bine. Ai făcut greșeală asta, nu-i nimic. Da, să știu de tine. Nu e greșeală. Atâta vreau. Nu e greșeală, mamă. Haideți să vă spun eu două vorbe. Păi ce vrei? Pentru Lumina, nu pentru altcineva. Nu mă interesează. Oricum, Lumina, ne-ai lăsat cu o durere foarte mare. Pentru că nu trebuia să pleci așa. Trebuia să ne spui ceva, o vorbă. Nu doar ca cum ai făcut înainte. Am înțeles că n-ai plecat cu nimeni, că ai plecat singură. Acum, cu cine ai plecat, cu cine ești, nu mă interesează. Dacă tu ți-ai ales așa, să pleci în stilul ăsta, măcar sună pe bunica ta sau pe Florin, cum ai sunat și înainte, spune doar că ești bine. Nu ne interesează unde, nu te voi căuta, cum te-am căutat înainte, dă-ți seama că și înainte când te-am căutat, știi că nu te-am adus acasă. Dar măcar sună pe Florin sau pe maică ta, pe Dănuț, dacă ești în Germania, că el e acolo, știi unde e, sună. Nu, unde ești? Nu, că nu ne interesează unde ești. Da, să știm, să nu mai fim îngrijorați. De tine. Să știu că e bine că ai ajuns. Atâta Lumina, eu știu ce ai avut în suflet. Că ai așteptat un an jumate ca să-ți vezi copiii, că tu te gândeai că dacă e vreo cale de întoarcere. Tu ai văzut că nu este. Trebuia să-ți iei viitorul, să-ți-l stabilești tu. Eu am vrut, dar poate n-ai fost de acord. Acum toată lumea spunea, tu trebuie să-ți iei pe cine vrei, nu mă opun, chiar te susțin, dar măcar sună pe maică ta, sună pe cineva, numai să știm că e bine. Pentru că plecarea care ai făcut-o, eram disperați, știu unde ai lăsat mașina și alea, eram terminați când am văzut, nu știu cum e, cum ai plecat, dar măcar să știm că ești bine. Știu, nu te învinovățesc, pentru că ai stat un an jumate. Tu ai încercat, dar știu tot, m-am interesat. Nu s-a mai putut, asta e. Măcar să fii bine cu cine ești, cu cine viață un băiat, cu ce-o fi. Nu mă interesează, și român, orice, numai să știu că ești bine. Să nu se întâmplă ceva. O Lumină. Păi ce gândi tu că n-a crezut triniștea de aia trebuie de aia mei mesa sau de sunie a mei de motocă, gata, găleantărea că s-a mișto. Că ai zis, gata, că găleantărea că s-a mișto, e gata, păi ce jena, ca tu te ce, ce? Lumina, cum ai făcut înainte, ai sunat a doua zi, a treia zi, așa și acum. Sună Lumina, asta spune Florin, sună. Și gata, că nu te caut. Alexandru, te ce crezi că te aduc cu forța, cum ai făcut înainte? Sună, uite, nu sunt acasă, nu te caut, asta e. Ai avut dreptate, ai stat un an jumate, ai încercat, nu s-a putut, asta e. Te tulvare, ca ce sunil, că gaji, vă duce mă sunt că-i bine, ca n-a camet. Păi dea mi telefonul, hai pien. Mi-e curba, mă, ce, 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 ce
Cine și n-a cânci. Pien că gata, glentare gata, că sunt mișto, rălenă, ce că e rălenă, gata. Suca, vezi, e drăgă pe vale, tot e pirat. Ce n-a dehă, semnă, și ucrată, sunică, motos, ar motorea în drăgală. Cu gilele. N-a știm pe mie că gata. Ce faci, lumina, ai plecat, ne-ai lăsat. Lumina, te caut în camera ta, lumina. Te caut lumina, mă trezesc și te caut și peste tot. De ce ai plecat așa? Tu ai văzut că te-am lăsat, ai crezut că nu ținem la tine? Căr sau căr? Hai, sunisar sau dea-mi că mesaj va resu, hai gata, deja n-a găsat mișto ce că-i seamnă, hai gata. Înseamnă mare tot, deja n-au. Jirea te-a cu dea-mi că mesaj va resu. Jeanet te-a dat la asfalit. Cidei, Jeanet la asfalit, soca ne te cără, ci sunite pe ne de jirea te-a cu căr sau cărta, sunisar sau dea-mi mesaj. Cum sau lumină, să ai fără el, iată găleata, lumină. Hai gata, gata. O, lumina, sună-o și tu măcar pe maică ta, că știi că de când ai plecat spuneai că îi faci cadou, că copiii, că nu-i dănunți acasă. Dacă nu-i dănunți acasă, nici tu ai plecat, spune-i măcar nu la mulți ani, spune-i mamă, ăla-i cadou care îl așteaptă maică ta. Da, sunt bine, mamă. Și atât. Și după aia poți să închizi telefonul. Nu ne interesează. Doar să știm că ești bine acolo unde vei fi. Pentru că e terminat. Maică ta e bolnavă. Nu mai poate. Cadouul ăla fă și tu la maică ta, dacă ții la ea măcar o secundă. Pentru că ai lăsat-o aici pe canapea plângând. Știi că e bolnavă, că am dus-o la spital. Sună și spune-i măcar cadoul ăsta de lui maică ta. Nu pe mine sau pe Florin. Știu că ai suferit mult. Crezi că eu nu mă gândesc când veneai la bunică ta, la Florin, dincolo și îți vedeai copiii cum stă și ăia la stăteau pe acolo? Îți vedeai copiii cu altcineva? Crezi că nu știu ce era în sufletul tău? Cât să suport și tu? Știam, așteptam să văd ce fac cu tine. Ai lăsat-o pe maică ta de plânge toată ziua, nu știm ce să facem. Te caut peste tot, la etaj, mă duc în spate. Până și Dănuța suna și plânge. Plânge fractul într-una. Plânge, vine acasă. E terminat. Nu mai poate plânge Dănuț, că n-a vorbit cu tine de când a plecat, auzi. De ce era pe el de nu te puneai să vorbești cu el la telefon? Nu știe vocea ta, se uite la vlogurile tale, care le făceam. Și eu la fel. Am ajuns să mă uit pe vlogurile tale să văd. Sună doar pe maică ta, spune că ești bine și gata și atunci să stăm și noi liniștiți acasă. Am înțeles că nu ești cu nimeni și gata. Doar să știm că nu vreau să fac vlogul să vorbesc sau să te caut. Nu, doar să zici de aia facem aici pe vlogul ăsta, că știu că vlogurile le vezi. Să vezi ce e în Slehaia, cine vorbește de tine. Și rog pe toată lumea să nu mai vorbească pe tema asta cu lumina. Ce vorbesc ei? Ce interes mai au să vorbească ei de lumina când vezi, Doamne? Nu mai are nimeni nicio pretenție, fiecare și-a făcut familie și-a făcut viitor, fiecare la casa lui. Numai ea era singură. Avea dreptul din toate punctele de vedere să facă lumina ce vrea și ce vrea. Toată lumea la casa lui, toată lumea s-a măritat, s-a însurat, gata. Numai ea era și-a așteptat și încă mai aștepta dacă vrea. Dar numai că s-a gândit ea foarte bine. Eu spun adevărul și nu mă interesează și nu mi-e frică de nimeni. Pentru că de aici începând, merg până în pânzele albe și vreau să o susțin pe lumina
cu oricine ar fi, am zis numai să fie ea bine și gata. Doar să sune, sună. Doar să sune, să, să știm de tine că ești și bine și gata. Și nu are nimeni dreptul să vorbească de ea, pentru că nu le stă în caracter. De ce să vorbească lumea dintre aia de ea? Că vezi, Doamne, avea tot dreptul. Nu e, are să facă și ea viitorul, are 30 de ani, nu trebuia să se mărite. Ce, acum o plânge toată lumea? Și o pomenesc pe vloguri? De ce? Ea să le dea subiecte? Rușine să le fie care vorbesc de ea pe vloguri acum. Și nu permit la nimeni, cine mai văd că vorbește de lumina pe vloguri, are treabă mare cu mine. Să știu că fac, știi ce? Nu dau dreptul, nu permit la nimeni. Nu le permit. Pentru că un an jumate a stat ea acasă. Închide, Mădălina, nu vreau să mai vorbesc. Că oricum vine Dănuța acasă. Gata, Lumina, dacă vezi, doar sună, să știm doar de tine. Doar de asta am vrut să spun aici, că știu că urmărești și că sun pe cineva. Sună-mă pe mine, spune că ești bine și gata. Doar să spui că ești bine, că nu știm cum ai plecat, cu cine. Dar nu asta e problema cu cine. Păi nu te căutăm, că știi foarte bine că nu te căutăm. Nu te caut. Știi că și înainte te-am găsit, nu te-am forțat să te aduc forțat acasă. Dar minte acum. Nu, mai doar sună, ne spune că ești bine și să știm de tine, să țin legătura, atât. Atât. Și n-am făcut vloguri de-astea, să fac vloguri pe tema sau ceva cuiva. Sau atât, că n-a sunat. E a treia zi și fac n-a sunat. Pentru că de 32 zile vine a treia zi care nu știm de tine. Doar da, sunt bine și gata. Că suntem terminați, plângem, te căutăm. Te căutăm sus la etaj, cum te strigam eu, hai etajul 1. Gata. Mai decât a plânge într-una. Închide, Mădălina.